Vreau ca noi să continuăm. Продолжим. Unde noi am lăsat toate lucrurile? Где мы оставили все наши вещи? O întrebare. Вопрос. Patru lucrurile pe care păcatul a făcut. Четыре, что сделал грех. Number one. Депотат слава Лui Dumnezeu. Жила слава Божьей. A doilea. Второе. A pus un zid de despărțire. A treia. Третье. Rad face pe noi să fii. A patra. Aduce la moarte. În continuare, care este soluția cu păcat? Далее, какое решение есть для греха? Colosenul 1 cu 27. Colosenul 1 cu 27. Hristos în voi. Hristos în vas. Nadejdea. Nadejdea slavă. Dar care este problema pe care Hristos nu poate să stea în noi? Но почему Христос не может быть в нас? Hai să citim din Biblie. Давайте прочитаем из Библии. Ce poate să oprește pe Domnul Iisus Hristos să nu fi găsit în viața noastră? Препятствует Христу быть в нашей жизни. Alo, 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 alo. Alo. Suntem împreună, da? Мы здесь, да, мы вместе. Pentru că dacă noi vă înțelegem ce oprește pe Hristos să nu intre în noi, если мы понимаем, что остановит Христа не входить в нашу жизнь, atunci va fi nevoie de departare de această tip de lucru. Тогда эту вещь надо будет удалить из нашей жизни. Hai să citim împreună. Прочитаем вместе. Mulțumim foarte mult. Da, на самом деле да. Păcatele noastre. Наши грехи. Pun un zid de despărțire. Делает стену разделения. Hai să citim în 1 Corinteni capitolul 10, 21. 1 Corinteni 10, 21. 1 Corinteni ce capitol? 10, versetul 21. Hai să citim. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Da. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. În alte cuvinte, aici este cineva care care este cu inima împărțit. То есть здесь кто-то, кто с разделённым сердцем. Încă persoana aceasta vrea să fie copilul lui Dumnezeu. Этот человек ещё хочет быть Божьим детём. Dar și Michael Jackson este bun. Но и Michael Jackson, он тоже хороший. Da, vreau să merge la biserică. Da, sigur, da. Da, хочу идти в церковь, хочу. Dar încă vreau să fiu la discotecă. Но ещё хочу на дискотеку пойти. Să joacă cu carte, Да, играть в карты. Puțin loterie, nu știu. Чуть-чуть лото. Asta este ce îmi place. Ну, это мне нравится. Să fii găsit unde pot să pune câteva bani mei și să așteaptă să vedea mai multe bani să vină înapoi. О, хотели чуть-чуть копеечку, а обратно придёт много денежек. Biblia spune. Biblia говорит. Nu poți să bea din pahar Domnului și după aceea pahar dracilor. Nu se poate. Nu poți să bei din stacana Божьего и потом из беса. Vreau să spun ceva din această timp, frații mei. Хочу din această timp de tabă. В это время лагеря. Tu trebuie să pui această întrebare și răspuns. Ты должен задать вопросом и ответ дать. Până când? До коли? Tu trebuie să șoapătă cu Domn. Будешь ты хромать на обе ноги. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, este Bog, este Bog. Mergeți după El. Идите за ним. Dacă Baal este Dumnezeu, este Baal, Bog. Mergeți după El. Идите за ним. Uite, frații mei, voi sunteți foarte deștepți. Вы очень умные. Și voi știți foarte bine. И вы хорошо знаете. Ca nimeni nu va fi găsit în cer. Что никто не будет на небе. Care are un singur păcat. У которого есть хотя бы один возлюбленный грех. Nu este așa, frații mei? Alo, так ли это? Un singur păcat, dragi. Este один любимый грех. Este suficient să închide ușa cerului. Это достаточно, чтобы закрыть врата неба. De aia este scris, cum se poate să bea din pahara Domnului și după aceea din pahar dragilor. Поэтому nu se poate. Написано, нельзя пить сначала из Божьей чаши, а потом из чаши бесов. Ori 100% cu Dumnezeu. Или 100% с Богом. Ori 0% cu Dumnezeu. Или ноль. De aia când vorbesc cu voi, frații mei. Так, поэтому, когда я говорю с вами. Și dacă mesajul va fi foarte tare la voi, este același mesaj de la mine. Amin. Da, același mesaj. Это та же весть для вас и для меня. Într-o zi am vorbit cu familia mea. Однажды я говорил со своей семьей. Am zis, uite, copilași. И сказал, детки. Voi nu poți să fii mântuiți pentru că tata este predicator, nu? Вы знаете, вы не будете спасены, потому что папа проповедник. Și într-o zi am avut timp de rugăciune împreună cu familia mea. И в один день мы молились вместе с моей. Și am uitat la ochi copiii mei. Я посмотрел на глаза моих детей. Eu iubesc pe copiii mei foarte, foarte mult. Я очень сильно их люблю. Și când am văzut pe ochii lor, и на их глазах я увидел. Am zis la ei. Я сказал. Tu? Ты? Nu ești curat la inimă. Ты у тебя чист,
сердце нечистое. Asta ceva nu este regulă în inima ta. Что-то в твоём сердце сегодня не. Și tu ești curat la inimă. И ты тоже. Nu ai problemă. А, нет, то есть ты наоборот, ты чистый. Și am întrebat, așa este? И спросил, так ли это? Și băiatul meu a zis, da, da. И сказал мой сын, да, папа. Dacă tata poate să citească ceva în ochii copiii. Este acest, може прочитать что-то в глазах сына. Oare Dumnezeu nu poate să citească ceva la noi? Неужели Бог не сможет прочитать что-то в нашем сердце? El citește și inima, cum este? Он читает и наше сердце, каково оно. După ce noi am terminat rugăciunea de dimineață. После окончания молитвы утренней. Am zis, care este problema ta? Я сказал, какая у тебя проблема? Și a zis, tati, este problema personală. И он говорит, папа, это моя личная проблема. Я говорю, смотрите, какая есть солюция. Я говорю, вот решение. Врубеску Думнезел. Поговори с Богом. Пока эта проблема не решится. Пока эта проблема не решится. Но если там инстария, пекаре сатана бомбардирует на ной, куда ты фелле эти проблемы? И мы в таком состоянии, когда сатана на нас просто бомбардирует нас разными проблемами. Да, экзиста букурия. Но есть радость. Да, ка ной амалесе фи. 100% cu Dumnezeu. Amin. 100% cu Dumnezeu. Nu contează problemele pe care va veni în drumul nostru. Не важно какие проблемы будут на нашем пути. Uite, frate mei. Cineva care va fi 0% cu Dumnezeu. Например, кто-то у кого 0% с Богом. Va fi pierdut 100%. Он будет 100% потерян. Nu este așa? Так ли это? Dacă el va fi pierdut. Но если он будет потерян. Cineva se întreabă, dar de ce tu ești pierdut? Am zis, a, de ce nu am fumat. Ia curiu. Am beut. Ia piu. Am avut mai multe fetele. Da, mi-a fost mult de devoșat. Am făcut toate prostiile în aceasta. Am fost la discotecă, am făcut toate aceasta. Я был на дискотеке, делал разные глупости. Da, sunt pierdut. Da, я потерян. Merită să fii pierdut. И достоин я того, чтобы ce vine, advenit de ziua 7-8 pe jumătate. И приходит наполовину испечен адвентист 7-го дня. El este pierdut. Он потерян. Și cineva se întreabă, dar de ce tu ești pierdut? А чем, почему ты потерян? Ai fost în lumea? Ты был в миру? Cred că da. Думаю, что да. Dar am fost foarte tare la biserică. Церкви, am cântat la cor. Я пел в хоре. Am avut piano. У меня был пиано. Am mers la grupa de rugăciune. Ходил на молитвенную группу. Și am fost la tabără la Sărata Nouă. И даже в лагере в Сарате Новом. Și toate era foarte frumos. Все было красиво. Numai că știi ce? Nu знаешь. Încă acasă am avut și Michael Jackson și muzica de lumea aceasta și. Дома у меня ещё был Michael Jackson и мирская. Да, я сюда aici. Поэтому я здесь. Va fi prost. Будет плохо. Să fii pierdut. Некрасиво, чтобы ты был потерян. Pentru că tu era copt pe jumătate. Потому что только наполовину был испечен. Nu știu, dar ați înțeles, frate mei? Alo, ați înțeles? Ce сказать вам? Ori să fii 100% cu Satana, ori să fii 100% cu Dumnezeu. Или ты 100% с дьяволом, или 100% с Богом. Uite, frate mei. Dumnezeu nu are problema cu oamenii care a zis nu. Бог не имеет проблем с человеком, который сказал нет. Да, Dumnezeu are problema cu oamenii care spune da, nu, da, da, nu, da. Но проблема у Бога с ним говорит, да, нет, 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 да. Și Dumnezeu spune. И Бог говорит. Hotărăște-te! Определись. Am citit în Calea către Hristos, pagina 48. Uite că Hristos, 48-a straniță. Unde este scris, mulți vor fi pierdut. Написано, многие будут потеряны. Când încă rămân în această graniță. Потому что они находятся на этой границе. Nu sunt din România, nu sunt din Moldova, undeva acolo. Они не в Румынии, не в Молдавии, где-то посередине. Nu sunt al lui Dumnezeu, nu sunt al lui Satan, dar undeva. Не Божьи, не дьяволы. Și Ellen White spune, mulți vor fi pierdut, pentru că nu a ales astăzi să fii cu Hristos. A сказал, что многие будут потеряны, потому что сегодня не выбрали быть с Богом. Faptul că nu ai ales să fii 100% cu Dumnezeu, deja tu ai ales să fii 100% cu Satana. Уже тот, кто не выбрал быть 100% с Богом, ты уже 100% с дьяволом. Faptul că astăzi tu vine la biserică și te dormiți la biserică. Если ты сегодня приходишь и спишь в церкви. Și pune televizor, ochii tăi sunt foarte, cum să zice, deschis. Da, то есть, когда смотришь телевизор, у тебя такие глаза. Arată că ceva nu este regulă. Ei de показывает, вот это показывает, что-то не в порядке. Este clar, frate mea? Este clar. Понимаете? Rugăciunea mea este una. У меня молитва одна. Să umblăm împreună cu Dumnezeu până la capăt. Ходить с Богом до конца. Hai să mergem mai departe. Давайте идти дальше. All right. Care este soluția cu păcat? Какое решение у греха? Христос in? Христос в вас.
Dar care este problema lui Hristos? Nu, că care e problema lui Hristos? Nu pot să stai împreună dracii și Duhul Sfânt împreună. Nu se poate. De aia, frații mei, când cineva spune dragostea lui Iisus este importantă, nu mai dragostea, să nu vorbesc despre fapte. Aceasta este mesaj greșit, Evanghelia greșit. Da. И тогда не верьте там, кто главное любовь, любовь, дела не важны. Это неверное Евангелие. Есть скрис. Написано. Credința fără fapte este. Вера без дел мертва. И на altă parte, lucrarea voastră care este bună. Да, в другом месте написано, ваши добрые дела. Fără Dumnezeu. Без Бога. Sunt ca haine. Они как затятнанная одежда. Ce să fac acum? Что мне сейчас делать? Христос in voi. Христос в вас. Надежда славы. Надежда славы. Faptul că Hristos trăiește în voi. Христос живет в вас. Atunci faptele va fi bune. Biserica, amin. Nu știu dacă ați înțeles, frate mei. Понимаете, что я хочу сказать? Faptul că Hristos este în voi. То, что Христос в вас. Atunci toate lucrurile va fi bune. Тогда все будет хорошо. De ce? Pentru că când eu face faptele bune. Потому что когда я делаю хорошие дела. Nu contează ce spune X, nu contează ce spune Y. Не важно, что делает X, что делает Y. Христос in mine. Христос во мне. Надежда слава. Надежда славы. Nu știu dacă mesajul așa se clar. E clar, frate mei? Понимаете, что я хочу сказать? Când я умбла de la aici și merge acolo. Este я иду туда-сюда. Vede pe fetele îmbrăcate necorespunzător. Nu am nicio problemă cu aceasta. Христос in mine. Надежда слава. Amin. И у меня есть девушка, что они не одеты как подобающе. Vine tineri. Este ziua de Revelion și vine cu muzică de aceasta. Приходит с музыкой такой. Nu pot să stai aici. Что ты не можешь. Христос in mine. Христос во мне. Надежда слава. Надежда слава. Мута de la acolo merge la alta direcție. Иди оттуда, иди в другое. Și tineri se întreb, dar cum se poate ca tu? Nu pot să distrezi împreună cu noi? Ну что, не можешь развлекаться вместе с нами? Și răspuns este. Cine este în mine, nu este același cu cine este în tine. Дело в том, что тот, кто во мне, не тот, который в тебе. De aia faptele noastre sunt diferit. И поэтому у нас разные дела. Și va vorbi aceasta nu cu ură, nu cu a-a, cu dragoste. Но это нельзя говорить в таком отвержении. Pentru că с любовью говорите. Destinația noastră sunt diferit. У нас разные направления. Tu faci aceasta pentru că tu știi despre aceasta. Eu fac ce eu fac pentru că sunt ambasador al lui Hristos. Nu pot să fie altceva. Ты делаешь то, что ты убежден в этом. Но я представитель Христа, я другое не могу делать. Ce dulce este să fii cu Hristos. Как сладко и приятно быть со Христом. Eu am fost tine. Я был молодой. Știu ce eu spun. Я знаю, о чем я говорю. Амин. Știu ce eu spun. Я знаю, о чем я говорю. Astăzi. Сегодня. Sunt mai marișor. Я повзрослел. Dar am înțeles un singur lucru. Но я понял одно. E bine să fii fără mâncare. Лучше быть без еды. Dar cu Hristos. Но со Христом. Decât tu să fii cu mai multe mâncare. Ce am imit nouă idei. Și fără Hristos. Nu bez Hrista. Amin. Pace vouă. Amin. Mir vam. Să ne ajute Dumnezeu. Да поможет нам Господь в этом. Cum a dat această soluție cu păcat? Haideți înapoi. Давайте вернемся обратно. Cum Dumnezeu a dat soluția cu păcat? Как Бог решает проблему греха? Haideți cu Exod capitol 25 cu 8. Exod ce capitol? Какая глава? 25 versetul 8. 25:8. Oh, nu știu dacă tabăra aceasta noi suntem împreună. Не знаю, что мы здесь вместе. Aceasta tabără suntem împreună, da? На той стороне okay. Мы вместе. 25 cu 8. Hai să citim. Să facă un locaș sfânt și ca să voi locui în mijlocul lor. Biserica, amin? Amin. Faceți un locaș sfânt ca să să viziteze pe voi, da? Să fii un turist? Nu! Să locuiască. În altă cuvinte, Dumnezeu spune. Другими словами, Бог говорит. Copilaș, ați păcătuit împotriva mea. Дети, вы согрешили против меня. Am vrut să fiu împreună cu voi. Я хотел быть вместе с вами. Dar uite, acum este un zid de despățire. Ну вот сейчас между нами стена разделения. Uite, astăzi voi sunteți gol. И сегодня вы наги. Uite, astăzi voi aveți acum, cum se zice, plata păcatelor voastre este moartă. И плата за ваш грех это смерть. Dar hai să ne judecăm împreună. Ну давайте будем судиться вместе. Faceți o cameruță pentru mine. Сделайте для меня комнатку. Care va fi exclusiv pentru mine. Это будет только для меня. Și eu vreau să stai în centru inima ta. Я хочу быть в центре.
între dvs. Și eu să controlez toată tabăra lui Israel. Te rog. И хочу контролировать всю весь лагерь Израиля. Și ales să fii găsit în Sfânta Sfintelor. Amin. И он избрал его святое святых. Amin. Vreau să spun ceva, frații mei. Хочу что сказать, братья. Израиль. Израиль. Era numit poporul lui Dumnezeu. Был назван народом Божьим. Cetatea sfântă. Божий град. Amin. Amin. A doilea, de ce era sfântă? Почему это был святой город? Pentru că a avut sanctuar care era în locaș și sfânt. Потому что там был храм, это было святое место. De ce a avut locaș și sfânt? Но почему было то святое место? Pentru că ei a avut cameruța care era înăuntru, care era numită Sfânta Sfintelor. Потому что там была комната святая святых. De ce locul acesta era Sfânta Sfintelor? И почему это было святое святых? Pentru că Dumnezeu Sfânt a locuit în această loc. Потому что святой Бог жил там. Ați înțeles, frate mei? Понимаете? Dumnezeu Sfânt a stat în locul Sfânta Sfintelor, care a făcut toate aceasta să fie sfânt, aceasta clădire să fie sfânt. Și din cauza acesta loc, poporul Israel era numit popor sfânt, numai că pentru că Dumnezeu era acolo. Tot timpul. Cum noi putem să fim sfânti? Как мы можем быть святыми? Алло, алло, cine a înțeles punctul acesta? Cine? Кто понял это? Right? Cum poți să fii sfânt? Cum? Как можно быть святым? Hristos unde? Hristos? În inima noastră. В моем сердце. În cameruța noastră de inimă. В моей комнатке сердца. Atunci. Тогда. Noi va fi numit sfânt. Noi будем названы святыми. Biserica, amin? Amin. Dar cum era făcut această lucru? Но как это совершалось? Hai să mergem la 2 Corinteni, capitolul 6, 16. 2 Corinteni 6, 16. Uite, frate mei, încă noi mergem împreună pas cu pas. Dacă nimeni nu înțelege această bază, degeaba să vorbim despre alte lucruri, dacă noi nu înțelegem aceasta. Если мы не понимаем сейчас основу, которую сказано, зря мы говорим дальше. 2 Коринфянам 6, 16. Dar după ce noi am înțeles această puncte, но поняв вот эти точки. Putem să spunem acum, gata este tabăra, hai să mergem înapoi. Nu știu, все, лагерь завершился, идем обратно. Și mesajul acesta va fi suficient pentru tine să trăiești pentru tine, pentru Hristos, până a doua venire a Domnului Iisus Hristos. И это весь для тебя достаточно, чтобы ты жил до второго пришествия. Amin. Amin. Creștin trebuie să fie oameni veseli. Amin. Христиане должны быть веселыми людьми. Nu ca și cum e plouă tot timpul. Ah. Они как будто всегда дождь льет на них. Hai să mergem mai departe. Hai să citim. Aha. 2 Коринфянам 6, 16. Da? Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Da? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Da? Cum a zis Dumnezeu. Da? Eu voi locui. Da? Și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Biserica, amin? Amin. Eu voi locui în ei. Eu ei vor fi cine? Poporul meu și eu? Moim narodom. Dumnezeul lor. Ich Bogam. Mulți dintre noi vrem să fii iertat de păcatele noastre. Noi din nas хотят прощения за свои грехи. Dar nu vrem Hristos să trăiești în noi. Но дело даже не в том, что Христос жил в нас. Care este diferența? Какая разница? Doamne, am păcătuit iar și mă. Господи, согрешил, прости. Și Dumnezeu spune, du-te și să nu mai păcătuiești. И Бог говорит, иди больше. О, Doamne, este greu. О, Господи, это так тяжело. Dar tu trebuie să ierte păcatele mele. Но ты должен простить мои грехи. Și Dumnezeu spune, până când? А Бог говорит, да коли? Se continuă până a doua venire a Domnului Iisus. Будем продолжать так до второго пришествия Христа? Și El spune, stai puțin. Стой, подожди. Eu vreau să învăț pe tine să trăiești împreună cu mine. Я хочу научить тебя жить вместе со мною. Și în mine nu există păcat. А во мне нет греха. Te rog, deschide inima ta. Открой свое сердце. Eu vă ierte păcatele tale. Я прощаю твои. Dar și să învăț pe tine să nu mai cade. Но я учу тебя, как больше не падать. Biserica, amin? Amin. Vreau să spun, frații mei, este o mare bucurie în neacadea decât în iertare. Nu știu dacă ați înțeles. Знаете, что большая радость не падать, чем радость в прощении. Omul bețivan. Пьяница. Este convertit. Он обращен. Vine la biserică. Приходит в церковь. Foarte bucuros. Он очень счастлив. Într-o zi. В один день. A mers prin locul este bar. Прошел возле бара. A simțit miros. Почувствовал запах. A devenit ceva încă o dată plăcut. И стало что-то приятное. A ajuns acolo. Доходит. A luat unul. Берет один стаканчик, два, три, три, патру, четыре. Înainte să știi mai multe lucruri, deja este
Vede toate lucrurile în altfel. Уже всё видит по-другому. Ajunge acasă. Приходит домой. Începe să țipă, să strige. Начинает кричать. Copiii merge în cameruță să dormi. Da, дети быстро идут в комнату спать. Soția primește bătaie. Жену может. Toate lucrurile sunt, cum să zice, upside down. Nu știu cum pot să spun aceasta. Da, всё наоборот. Și în această timp. И в это время. Va dormi dimineața, trezește și să știi ce se întâmplă. Он просыпается утром, он знает, что происходит. Și este foarte dureros. Очень больно. Merge la soție. Идет к жене. Cere iertare. Просит прощения. Cheme pe copii. Зовет детей. Cere iertare. Просит прощения. Copii spun, tată, nicio problemă. Дети говорят, папа, без проблем. Tu ești tatăl nostru. Ты наш папа. Soția спune. Жена говорит. Eu știu, tu nu ai fost bine ieri. Я знаю, что у вас не все было нормально. Dar nicio problemă, tu ești iertat. Omule, acesta este fericit sau nu este fericit? Dar sigur că da, este fericit. Ești un șase. Copii în brață, soția în brață, o, ce bine. Ați iertat pe mine, asta sunt aici. A doua ocazie. Trece prin același loc. Suntem miros. Cineva cheme pe el să vină la port. Aia asta-s numai două pahare. Asta-s nu, v-a luat cinci. Nu, numai două pahare. Слушай, сегодня не пять, только два стаканчика выпить. Ce spune el? Ну, что отвечает? Ну. Нет. Nu se poate. Нет. Te rog, ай! Ай, давай! Este ziua mea astăzi. Ești день у меня сегодня. Нет. Și după aceea se merge înapoi acasă. Идет домой. Nu a căzut. Не пал. Când a ajuns acasă. Soția spune, bine ați venit! Copii, ajută la tată să spună, o, tată, bine ați venit! Дети бегут к папе, добро пожаловать! Știi ce se întâmpla când eu vine acasă? Când am plecat la oraș și vine înapoi acasă. Doi copii mei mici. Мои двое маленьких детишек. Tapi și Rufaru. Da, Tapi Rufaru. Sunt găsite acolo, afară. Они на улице. Casa. Și se începe să strică. Начинают кричать. Welcome daddy, welcome daddy, welcome daddy, welcome daddy. Добро пожаловать, папа. Și cu mare bucurie, mare bucurie, mare bucurie. Așa, așa radost. Și când deschide mașina, ei vine în brațe, pentru că tata a venit acasă. Se luat pe ei, se intră în casă. Mare bucurie. Întrebarea este, care este bucuria mai mare? Ce om bolșă radost? Bucuria pe care el a fost iertat sau bucuria când el nici nu a căzut. Prima sau a doua? A doua. Când noi nu biruim păcat, noi jefuim această, cum să zicem, bucurie pe care noi am trebuit să aibă. Nu știu dacă e clar. E clar, frate? Cine comis adulteri pot să fie iertat. Кто прелюбодействовал, может быть прощен. Dar cine care a fost cum să ajutat de Hristos și nu a comis adulterii? Но тот, кто с помощью Христа не прелюбодействовал. Este mai bucuros. Nu știu dacă e clar. E clar, frate mei. De ce? Pentru că Hristos în mine nădejdea slavă. Потому что Христос во мне надежда слава. De aia vreau să spun, frate mei. Поэтому хочу сказать вам, братья мои. Христос. Христос. Pot să ajute pe noi să nu mai păcătuim. Может помочь нам не грешить более. Biserica, amin. Hai să citim Biblia. Iuda 24. Iuda 24. Давайте откроем Iuda 24 стих. Iuda ce verset? 24. Și 25. Și 25. Da. Iar acela care poate să vă păzească de orice cădere. Stop! Poate să păzească de orice cădere. Și să vă facă. Stop, fratele meu. Sora mea, mă scuzați. Întrebarea este, Vapros. Oare singur se poate? Можно, неужели это Dumnezeu pot să ajute pe noi să nu cădem? Можете нам Бог помочь не пасть? Da sau nu? Da или нет? Știi care este problema asta în biserica noastră? Знаете, какая проблема в нашей церкви сегодня? Oamenii spune, da, promisiunea este corect. Da, vitavanie pravilne. Dar Dumnezeu nu are putere să împlinește ce El a promis. Но у Бога нет достаточной силы исполнить это. Așa este? Так ли это? Dacă Dumnezeu nu poate să ține cuvânt, pe cuvânt, не может сдержать свое слово. Atunci El va înceta să nu fie Dumnezeu. Тогда Он уже не Бог. Este clar, frate meu? Понимаете? Dar Biblia spune.
A Biblia говорит. Иисус Христос есть același ieri și azi și Христос сегодня, завтра и во веки. Dumnezeu nu se schimbă. Он не меняется. Dacă făgăduința lui, vreau să spun, promisiunea lui este făgăduința lui. Его обетование является его обетованием. Dacă m-ai iubit, este любите меня. Veți păzici pre veți păzici poruncile mele. Voiți săbludați zapovedi. Și eu vei ruga la tata. И я помолю отца. Să dai vă altă muncuitor. Чтоб дал вам. Care va fi cu voi? Утешителя. Который будет с вами всегда. Biserica, amin. Amin. Ucenicii au făcut aceasta. Ucenicii сделали это. Și Iisus Hristos a împlinit promisiunea. И Христос исполнил своё обетование. Același Христос atunci este același Христос și astăzi. Amin. Тогда, тоже сегодня. Se merge mai departe, da? Da, idem. All right. În loc să fugi de asupra. Mai citește. Ok, citește. Termină aceasta. De orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Da? Singurul Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Mulțumesc! Amin? Amin. Întrebarea este ce înseamnă păcat? Tot acolo e greu. Acum trebuie să fii foarte atent. Alo, alo, cine a dormit? Acum nu mai dormit. Tot okay. O sunt, prăsăpaieța. Ce înseamnă păcat? Ce значит greu? Mulțumesc! Unde este scris? Unde e napisat? Roman. All right, mulțumesc foarte mult. Cineva, Ioan, cineva, Roman, cineva, undeva. Ok, fai. Știi ce? Vreau să învăța pe voi anumit lucru. A ce n-au citit ultima batalie. Последняя битва. Va fi lupta personală. Numele tău, cum te cheamă? Борьба. Marcel, Marcel. Lupta aceasta va fi personală. Это будет личная борьба. Fiecare persoană. Каждый из нас. Va fi încercat în mod personal. Будет, он будет испытан лично каждый отдельно. Nimeni nu v-a spus, vai, dacă fratele Bărfi era aici, am putut să găsesc această veste. Nimeni nu spune, oi, si Bran Codri был бы здесь, он не сказал где-то. Sau nimeni nu v-a spune, o, te rog, dai mie la polițist, te rog, dar mie cellphone. Eu să sun la pastorul meu, se spune unde este gasetul versetul acesta. Nu se poate. Ei, nici nu scăzi polițist. Oi, dai-mi telefonul, pe zvoniu pastor, să vă-mi scăzi din azi acest text. Fiecare trebuie să luați Scriptura, se pune în minte. Amin. Care este vaștul pastorul Pisanii? Asta este treaba noastră. Это наша работа. Michael Jackson afară din minte, Biblia înapoi. Amin. Bun e zuma Michael Jackson, ce bine. Să avem Biblia. Muzica aceasta e muzica aceasta rusescă care are bum 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 da. Afară din minte. Rusca e taka muzica cu takimi basami, barabanami. Și muzica cerească se intră. Amin. Și nebesna muzica muzică. Demoni afară. Demoni na ulică. Și Hristos înapoi. Amin. Așa este ce înseamnă să fii creștin. Это значит быть христианином. Și Dumnezeu spune. И Бог говорит. Când voi veți fi în fața dregătorii, fața aceasta oamenii mari. Когда вы будете стоять перед Duhul Sfânt. Перед царями. Vă amintesc pe voi ce voi trebuie să pune. Amin. Напомнит вам то, что вы раньше знали. Dar El spune, dacă noi nu am pus nimic aici, Duhul Sfânt nu are ce pot să face. El mai говорит, если мы ничего сюда не поставили, Дух Святой, ну что он нам? De-aia astăzi este timp pentru noi să citim. Amin. Pentru că сегодня время нам читать. De-aia Ioan capitol 3 cu 4. De-aia Ioan 3 3-4. Cu 4. Ce este scris? Aha. Что написано? Da. Orice faci păcat, faci și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Păcat este calcarea legii. Грех есть нарушение закона. Ce este păcat? Что такое грех? Calcarea legii. Нарушение закона. Și Biblia spune. И Библия говорит. Când Evanghelia aceasta împărăție. Cada Evanghelie Țarstvie va fi propovăduit în toată lumea. Будет проповедано по всему миру. Ca să slujește ca o maturie. Свидетельство. Atunci va veni ce? Тогда придет конец. Dar unde este Hristos? Nu este ce? Noi, где Христос, там нету? Алло, алло. Unde este Hristos? Nu este ce? Где Христос, там нету? Numele tău. Vladimir. Unde este Hristos? Nu este ce? Păcat. Este clar? Da. Și când Hristos v-a luat pe noi,
И когда Христос нас возьмет. За любви луатин чем фара пока. Мы будем взяты на небо без греха. Амин. Во всем бракат ку слава лю Думнезев. Амин. Слава Богу. Где есть слава, ну есть че? Пока. Нет греха. Да на идем кидера хару. Но перед закрытием благодати. Но это без этого же он бракат ку слава лю Думнезев. Мы должны быть уже одеты славу Божию. Потому как Христос и мной надежда. Потому что Христос в нас надежда. Когда Христос вам кидет хару ин черви. Когда дверь благодати закроется на небесах. Че фазича ел? Что? Cine este nedrept să fie nedrept la debat? Cine este întinat să fie întinat la debat? Da, cum greșit cu scrisul și cum zăpeadnă cu zdașul. Cine este sfânt să fie sfânt la debat? Но кто свят, пусть далее будет свят. Amin? Când El va spune această cuvinte, frate mei. Da, он скажет эти слова, мои братья. Иногда alte cuvinte. Другими словами. Am ajuns la graniță. Мы дошли до границы. Unde va fi despărțire veșnică. Где будет вечное разделение. De aia, frate mei. Поэтому, мои братья. Când Христос va veni să luăm pe noi. Когда Христос придет нас взять. Când El va veni, noi trebuie să fim găsiți deja curat. Когда он придет, мы должны быть уже чистыми. Am pierdut câteva oameni aici, da? Мы потеряли уже здесь несколько людей. Алло? Алло? Suntem împreună. Просыпаемся. Alright. Poți să mergem împreună, да? Идем дальше, да? Окей. Okay. Întrebarea este, cum este această planul mântuire? Вопрос. В чем состоит этот план спасения? Левитика 4, Левитика 5. Левит 4, Левит 5. Dacă cineva a păcătuit în Israel. Если кто-то согрешил в Израиле. Poți să vină aici? Se poate? Te rog. Hai la mine. Asta tu este în problemă cu mine. Alright. Ok. Hai la mine. Aici este miel. Da, este Agnes. Este Agnes. Când oamenii din Israel au păcătuit. Когда израильский народ грешит, кто-то из Израиля. А требуется каута мир. Они должны искать Агнца. Care nu a avut niciun cusât, nimic, toate erau curat. Который вообще без порока. Nimic a fost rupt, nici picioare nu era rupt. Ничего не было сломанного, поломанного. Toate a trebuit să fie curat. Все чисто. Și ce a făcut? И что он сделал? A dat mâncare. Покормил. Și miel a iubit pe el. И este clar, frate mei? Alo? Mă iubim того, кто его кормит. Miel a prietenit cu stăpânul. Подружился с хозяином. Miel a devenit prieten ai stăpân. Он стал другом хозяина. Dar într-o zi stăpân a păcătuit. В один день хозяин согрешил. Și el trebuie să lua același miel. И он должен взять того же ангел. Care era lângă el. Который был возле него. Și să vină cu mielul aceasta înaintea и прийти перед preot. Священником. Și să mărturisească toate păcatele. И все свои грехи сказать там. Asupra miel. Поставить на этого ангела. Ați înțeles, frate mei? Alo, понимаете? Animalul acesta a păcătuit, da sau nu? Nu! Не согрешил этот зверь ничем животное. Și tu, cu mâna ta, ai trebuit să luați cuțit de la preot. И ты от священника берешь нож. Cu mâna ta, и твоим trebuie să tai ghidul. Рукой ты режешь ему горло. Și sânge să fie luat acolo jos. И там кровь течет. Și miel se moare. И Агнец умирает. În locul a cui? Вместо кого? Вместо меня. Ce a făcut mielul acesta? Что сделал этот Агнец? Ничего. De ce a murit? Почему он умер? Pentru că plata păcat este ce? Потому что плата за смерть. Cine trebuie să moară? Păcătos! Eu trebuie să moară! Dar eu nu vreau să moară! Я, но не хочу, чтобы грешить. Cine trebuie să moară pentru mine? Тогда кто умирает за меня? Агнец. Și mielul spune. Агнец говорит. Eu moară pentru tine. Я умираю за тебя. Și tu trăiești pentru mine. Но ты тогда живи, потому что жизнь анимала есть в сынге. Потому что жизнь животного в крови. Ну что, так я клар. Я клар, фрате мей. Анимала часто, а мурит. Он умирает. Viața lui care este în sânge a fost dat mie. Da, его жизнь, которая в крови, она дана мне. Viața mie începe să curăță pe mine de orice păcatele mele. И кровь Агнца очищает меня от моих грехов. Алло, фрате мей. De ce pot să curăță pe mine? Pentru că nu a avut niciun păcat. Потому что не было греха, поэтому я мужик. Алло, 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 алло. Есть клара, фрате мей? Понимаете? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Pardon. Scuze. Alright. Vreau noi să înțelegem aceasta lucrurile, frate mei. Давайте поймем эти вещи. Ioan 1 cu 29.
Ioan, azien 29. Iată a mie lui Dumnezeu care ridică păcate. Cine era aceasta, frații mei? Domnul Iisus Hristos. Ce păcat a făcut? El a fost încercat în orice lucruri. Ispitit în toate lucrurile ca și noi. Dar fără? Dar nu bez greha. Biblia spune Evrei 10:4. Hai să citim, sora. Evrei 10:4. Hai să citim ce este scris. Aha, Evrei 10:4. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatul. Nu se poate sânge aceasta. De ce a murit toată aceasta? După ce mai este o mirale. Știi ce, frații mei? Знаете что? A arătat ca într-o zi va veni miel lui Dumnezeu. Și o păcată tot ce va din zi priot, agnes Boșe. Și mielul acesta este Domnul Iisus Hristos. Și этот агнец Иисус Христос. Astăzi. Сегодня. Vreau să spun, frații mei. Хочу сказать, мои братья. Ca și în timpul trecut. Как и в прошлом. Ei a trebuit să mărturisească. Câte păcate a Marcel? Câte păcate a trebuit să fi mărturisit? Сколько грехов надо было сказать? Все. Întrebarea astăzi, noi suntem la Sărata Nouă. Se vine vopros tot, noi Sărata Nouă. Câte păcate trebuie să fim mărturisit înaintea Domnului Iisus Hristos? Câte? Toate. Все наши грехи. Nu știu dacă ați înțeles. E clar, frate. Nu. Toate păcate. Все грехи. În alte cuvinte, eu am zis: Doamne, pune pe cruce toate păcatele mele, nu mai vreau. Постоянно плести мои грехи, больше не хочу. Și Hristos spune. Hristos говорит. Veniți la mine. Придите ко мне. Toți care sunt cum? Trudiți și obosiți. Și eu vă dau ce? Odihnă. Hai la mine. Придите ко мне. Mulți oameni care are problema cu cancer. Nu eu ca voi. Mulți oameni care are problema cu ulcer. Mulți oameni care are tensiune mare. Ele hipertonici. Mulți dintre oamenii aceasta, problema este păcat. Nu problema în grehe. Și ei nu știu cum pot să scape de orice așa. Lumea aceasta are problema de mai multe, are mai multe probleme. Guvernul nostru are mai multe probleme. Familie mai multe probleme. Școlile mai multe probleme. Și întrebarea este, unde este soluția? Miel lui Dumnezeu care ridică păcatele lui. Agnes Божий, care поднимає грехи мира. Sunt anumite fetele care au comis avort. Есть девушки, которые делали аборты. Și după aceea, a comis sinucidere. Потом заканчивали. Pentru că nu a putut să stai cu gândire că cum se poate că eu am păcătuit așa și am ucis un copil care este nevinovat. Cum poți să trăiești acum așa? Убила невинного дитя. Как я могу дать? Dar vreau să spun în această dimineață. Но в это утро хочу сказать. Iată mielul lui Dumnezeu. Вот агнец Божий. Care ridică păcatele lumii. Amin. El abia așteaptă pe tine să vină apoi să spune: Doamne, iartă-mă. Я только жду, чтобы позвать и чтобы попросить прощения. Este pregătit să spune: Sângele miel este suficient să curăță pe noi de orice nelegiuire. Amin. Am luat toată timpul aceasta. Să arată voia anumit lucru. Чтобы показать вам одно. Încă există mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Încă există mântuire. Есть спасение. Am luat toată timpul aceasta să arată dragostea lui Dumnezeu în fața de noi. Хочу показать вам любовь Божью к нам. Vreau să spun, frații mei. Frații mei. Fiecare an. Каждый год. În tabăra lui Israel. Лагерь Израиля. Era. Был. Anumit tip de festival. Там был специальный праздник. Care era numit ziua Paște, nu știu cum este scris, Paștere. De Passover. Paștere. Paștere. Uh-huh. Ziua Pascha. La 14 zi în prima lună. 14 zi în prima lună. În fiecare an. Каждый год. Era timpul de sabatoare. Это было время. Când poporul Israel adunau împreună. Когда израильский народ собирался вместе. Și să fii bucuros de ce lucrurile de despre ce Dumnezeu a făcut în viața lor. И радовались тому, что Бог сделал в их жизни. Ziua de Paștere. Пасха. Exod 12. Исход 12. Exod ce capitol? Исход какая глава? Am citit prea multe versete. Много ли стихов читали? Exod 12. Hai să citim împreună, da? 12 глава Исход. Hai să vedem de unde a început această ziua Paștere. Давайте увидим, откуда начинается. Da. Versetul 1 la versetul 5. Haideți, soră. 1-5? Da.
Firma va fi atestit. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului. Da? Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi luna. Da? Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Da? Vorbiți întregii adunării lui Israel și spuneți, în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, da? Un miel de fiecare casă. Da? Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să fie cu vecinul lui cel mai de aproape. Da? După numărul sufletelor, ca să face socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Da? Să fie un miel fără cusur. Să fie un miel cum? Fără cusur. Te rog, fratele, care este numele tău? Marcel. Nu, Marcel. Marcel, asta cu cravată. Fratele meu cu cravată. Da? Ioan. Da. Ioan, da? Ioan, te rog, citește din această timp Întâia Petru, capitolul 1, 18 și 19. Întâia Petru, 1 Epitra, 1, 1 Glava, versetul 18, vă semnați-te și 19. Edificați-te stii. Încă o dată citește despre mielea aceasta. Aha, cum ar trebui să fie? Rașul, vinați-ți piață, Iscod. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un miel. Să nu uitați ce noi am citit la Evrei, capitolul 10 cu 14. Și tocmai citat Evrei 10, ce trebuie? Sângele miel nu pot să... Ștocroi? Să curățească pe oameni. Aveți, ne mojut aceste trebuie. Sângele taur și țapul nu pot. Crop живота, ca la ne mojut. Și, te rog, citește Evrei 9, 29, 22 și după aceea să venim apoi cu aceasta. Uite, frații mei, alo, suntem împreună, a? Da. Sigur? All right, fine. Hai să mergem împreună. Hai să zicem Evrei 9 cu 22. Aha. Evrei 10:22. Da. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Da. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Mulțumesc. Fără vărsare de sânge nu este ce? Iertare. În alte cuvinte, și dacă tu ai păcătuit, tu ești împărat. Fara vasar de sânge nu este ce? Iertare. Но без пролития крови нет прощения. Orice păcat are nevoie de vărsare de... И каждый грех нуждается в крови. De aia Cain, când a venit cu castraveți și zăzavate și roșii, nu a putut să fie iertat. Nu exista nicio sânge acolo. Da, e clar? Da, Cain pridea să se jerte, să pomidorul, mi-a burțat, mi-a nebun, pui sprașion, dar nu a scravi. Și asta am nevoie de sânge. Este voie, mi-a nujut croș. Dar sânge taur nu poate să curată pe noi. No, croș, животных mi-a nemușt acistit. Cum este miela aceasta? Întâia Petru, capitolul 1, 18 și 19. 1 Petru, 1 glava, 18-19. Hai să citim, aha. Căci știți că nu cu lucruri teritoare, cu sau cu aur, da? A fost răscumpărat din felul deșert de viețuire, da? Care nu știți dinspre de la părinții voștri, da? Ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pihan. Biserica, amin? Cu sângele a cui? Al lui Hristos. Miel fără? Cusur și cusur. Fără pihan. Hristos în? Hristos, nadejda, nadejda, slavă. Amin? Amin? Noi am fost curățit prin miel, prin aceasta singele miel, care este miel, care este fara cu sâr. Ne-am văzut aici în croviu, neparușnăva. Cum era mâncat aceasta miel la ziua Paștere? Nu, ca piele e vor. Ce a trebuit să face cu, cum se zice, cu picioarea aceasta? Ce-o deale se vă nagame? Versetul 46. 46. Da? Oh, Exodul 12, 46, mă scuzați. Exodul 12, 46. Da? Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Da? Să nu luați deloc carne afară din casă. Da? Și să nu zdrobiți niciun os. Să nu cum? Zdrobiți niciun? Os. De ce? Почему? Aceasta era profeție pentru cine? Это было пророчество о ком? О Христе. Ioan, capitolul 19. Ioana 19 glava. Ioan ce capitol? Care e glava Ioana? 19. Hai să citim împreună. Da. Versetul? Noi să citim Ioan 19. Ioana 19 glava. Imediat. Vreau noi să citim împreună. 36. Cine avea să citim? 36. Mulțumesc. Hai să citim. Aha. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Noi începe versetul 32 și după aceea 33 și după aceea 36. Ok. Aha, hai să citim împreună. Ioana 19, glava 32 stiha. Aha. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluirile picioarelor celui din tâi
Apoi la celălalt care fusese răstigniți împreună cu el. 33. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor. De ce? Versetul 36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Biserica, amin? În alte cuvinte, când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, ai știut, frate mei, că a murit exact la această zi care a fost sărbătorit ca ziua Paștele. Vă știți că un nume imediat în ziua Paștele, da? A 14-a zi, 14 de zi, a prima lună, из первого месяца, era împlinire. Это было исполнение. De sărbătoare care era făcut înainte. Da, это было исполнение именно на праздник. Frate mei, Hristos, Hristos este Mesia. Mesia. Amin. Amin. Hai să terminăm, frate mei. Vreau noi să înțelegem aceste lucruri. Hristos care a murit, Hristos care umer, este numit Paștele noastră. Hai să citim la 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Alo, alo, alo. 1 Corinteni 5 cu 7. И читаем следующее. Ce este scris? Aha. Măturați-a aluatul cel vit. Da. Ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos Paștele noastre a fost jertfit. Biserica, amin? Amin. Hristos Paștele noastre a fost cum? Jertfit. Vreau noi să înțelegem aceasta, frații mei. Poporul lui Israel, narodul Israel, ultima întâlnire, последняя встреча cu Dumnezeu, с Богом, era când ei a pus această sânge. Aha. Când ei поставили ту кровь. În noaptea a venit această înger Domnului. И когда пришёл ангел Господний ночью. Se ucis toate care nu au avut sânge. И принц убить тех домах, где нету крови. Dar când a găsit că era sânge acolo, видя на домах с кровь, ce a făcut? Что делал? A ocolit. Și a lăsat aceasta. I-a stavă. De ce? Pe-cimu? Pentru că sângele era deja varsat. Faptul că cineva a murit, nu a trebuit să moară încă altă persoană. Nu știu dacă e clar. Alo? Dar unde nu a murit cineva, atunci omul a trebuit să moară. Asta este o lecție pentru noi. Oricine care găsește loc la Domnul Iisus Hristos acum, те, кто найдут прибежище во Христе. La ultima moarte. Последнюю смерть. Tu nu va fi găsit. Ты, она тебя не коснется. Amin. Pentru că mielul lui Dumnezeu deja a murit pentru tine. Amin. Потому что ангел Божий же умер за тебя. Viața mielului este în sânge. Жизнь в крови. Și asta, viața aceasta ai luat acum este în tine. Mielul este Domnul Iisus Hristos. Agnes Hristos. Și tu ca păcătos, и ты как грешник, ai cerut iertare. Просил прощения. Și acum tu ești cunoscut ca omul neprihănit. И ты знаком, и ты себя знаешь праведного. Праведного. Неприхănит. Праведный человек. Frații mei. Frații mei. O întrebare. Вопрос. Eu știu, acum noi nu am predicat, am studiat împreună. Amin? Vreau să punem numai 2-3 întrebare, timpul nostru deja este. Da, vremea noastră a zakończilas уже. Ok, o întrebare. Este вопросы. Care este soluția de păcatele noastre? Какое решение у нашего греха? Sora, care este numele tău? Sora. Da. Cassandra. Oxan. Care este soluția de păcatele noastre? Hristos în noi, da? Amin. Sora, care este numele tău? Cu ochelari. Diana. O întrebare. Câte păcate trebuie să fii maturisit pentru cineva să fie iertat? Câte grecov trebuie să caiază, щоб бути прощена? Toate. Fratele meu la spate, traducător în limba rusescă. Andrei. Viața mielului este găsită în? În sânge. Fratele meu am... Vladimir. O întrebare. Ce oprește pe Domnul Iisus Hristos să nu trăiești în viața voastră? Ce?
Păcat. Ultima întrebare. Se poate să birim păcat? Da. Prin puterea cui? Da. A lui Domnul Iisus Hristos. Amin? Amin. Cine vrea să spun, Doamne, ajută-mă și eu vreau să birim păcat prin Domnul Iisus Hristos. Hai să te rugăm pentru rugăciune.